accesul pacienților cu afecțiuni non-COVID. Câte spitale au depus până acum astfel de solicitări? Și vorbim pe de o parte despre spitalele exclusiv COVID, care au posibilitatea să-și facă circuite și pentru pacienții non-COVID, și despre spitalele care erau non-COVID și care trebuie și ele să primească pacienți COVID. În acest moment, majoritatea spitalelor sunt mixte, iar aceste solicitări se centralizează la nivelul direcțiilor de sănătate publică din țară. Va trebui să întrebăm direcțiile de sănătate publică pentru a avea un număr exact al spitalelor care au început să crească numărul de paturi pentru pacienții non-COVID. Și la minister nu ajung aceste cifre? Ajung aceste cifre dacă centralizăm datele de la direcțiile de sănătate publică.